Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. După o perioadă destul de lungă în care nu am postat, înainte postam destul de des, o dată pe săptămână. În schimb, acum nu mai postez. Chiar anul trecut, atunci când mi-am luat casa, v-am arătat câteva chestii pe care le-am făcut aici, dar de atunci nimic. Așadar, astăzi vreau să vă arăt noul obiect din casa mea, care înseamnă enorm de mult. Mă ajută foarte mult ca și influencer, pentru că este o masă de make-up cu becuri, pe care cred că le vedeți așa că sunt acum pe fața mea. Iar astăzi vreau să vă arăt cum îmi aranjez produsele pe această măsuță și să vă arăt și cum arată ea. Este foarte frumoasă, mi-mi place mult de tot și parcă se potrivește așa cu camera visurilor mele. Am foarte multe chestii, nici nu știu cum o să le pun. Vedem până la finalul videoclipului. Spor la vizionat! Și așa arată măsuța mea. Știu că lumina nu este foarte bună, dar am zis să vă arăt cum arată și pe timp de noapte. Eu am deja make-up-ul pus pe aici, mai am încă două cutii. Până la final o să fie bine, dar încă este aglomerație, că abia m-am machiat. Ce am vrut să vă zic este că acum eu am draperiile trase. Când o să trag draperiile, o să vedeți cum arată cu becurile închise și mai multă lumină, ca să putem totuși să vedem ce machiaj am, nu? Și așa arată și pe timpul zilei. Eu mi-am luat ceșcuța în care am la turmenic, latte cu cocos, ceva de genul ăsta. E o combinație bună. Iar am foarte multe de făcut și nu știu cu ce să încep. Am foarte multe rujuri, extraordinar de multe rujuri, multe produse de make-up, dar să știți că eu în principiu am doar produsele pe care le folosesc mai tot timpul, adică nu există produse la mine pe care să nu le folosesc. Acestea sunt sertarele de care mă pot folosi, mai am unul aici mai mare cu trei chestii. În principiu, cred că și voi faceți la fel, vă puneți chestiile pe care le folosiți mai tot timpul, mai la îndemână, iar chestiile pe care le folosiți mai rar, mai jos. Da, am cutia asta de parfum de la Pharmacy, nu mai este în acest moment pe site, dar e foarte interesantă, care toate parfumurile și sunt în variantă mică, foarte mișto și de poșetuță. Mai am ceva creme de corp. O să încerc să le aranjez cumva ca să-mi fie mai ușor după. Știu sigur că pe acestea pe care le am aici le folosesc cel mai des și cred că cel mai bine le dau într-o parte. Deci în partea aceea rămân produsele pe care le folosesc cu zoal, concealerul, burețelul, primerul, toate astea, plus blushurile, contururile astea cremoase lichide, un luciu de buze, pe ăsta folosesc mai tot timpul, o să pun tot acolo la rujulețe, serul pentru luminositate, ăsta e foarte bun de folosit pe timpul zilei, pentru luminozitate și pentru razele UV, ăsta iarăși este pentru ten, tonerul. Și ia să vedem ce mai am aici. Pensulele, pe să le folosesc tot timpul. Nici astea vor trebui să stea mai în față. Opa. Bază de ochi. Iarăși creion de buze. Trei creioane de buze. Eyelinerul. Mascara de sprâncene. Mascara de ochi. Mascara de buze, blush-ul meu preferat, o pudră aici, cam e veche, am primit-o de la cineva că n-aveam într-un moment, asta este, e cam aceeași pudră, numai că ia valajul diferit și puțin schimbată formula, asta este un set pentru unghiuțe, balsam de buze și asta de conturarea feței. Și mai am aici câteva produse pentru ten și make-up. Acum mă tot gândesc cum să fac, ce și cum să pun. Aș pune în acest sertar, pentru că este mai la îndemână,
să le pun pe produsele acestea pe care le-am tot le-am menționat mai devreme, dar nu știu dacă dă bine așa și cam cred că o să se și murdărească. În fine, pentru moment le pun aici, vedem noi după. O să vedeți că mai am mult mai multe, doar că acestea le folosesc cam tot timpul. Uite așa, le băgăm aici. Vedem noi ce cumpăr după. Eventual, mai bag în sertărașele astea ca să nu stea exact așa, că mie nu-mi place că să mă păresc. Uite așa. Asta e deschis. Astea vor sta aici pentru că știu sigur că acest sertăraș este cel pe care îl folosesc cel mai des și știu că este importante. Aici am rujurile, câteva dintre ele, nu sunt toate, stați liniștiți, eu le țin prin genți, prin rujurile, o să le pun pe toate într-un singur sertăraș. O să vedeți acum că mai am. Asta este o cremă de corp, stați să știu. Crema asta de corp am luat-o din Mexic anul trecut, când am fost în vacanță. Am să văd dacă e diferită față de cum sunt cremele de la noi. Și mergem mai departe la produsele pe care le am aici, la picioarele mele. Sunt o grămadă. Nici nu știu să o ridic, să nu o ridic. O las jos, că e grea. Am un de-asta cu tot felul de produse. Creion de buze, Lash Primer. Primer de gene, încă un ruj, încă un ruj, v-am zis că am, dar rujuri stau bine, încă un ruj, tot acolo îl pun, aici o țigară din asta electronică, pensulică, dar unde să pun pensulica asta? Nu, a lăsat aici că nu știu momentan, no, un capac, uite și tu, încă un ruj, încă o pensulă și mai am un OB și o farfecuță pentru, nu mai știu ce, pentru tăiat ața, nici nu știu pentru ce este. Asta e un capac de la un parfum. Mai am un ulei de cocos, care cred că asta la căldură, că văd că e lichid. Șamponul meu uscat de păr. Doamne ferește, și de când am produsul ăsta? Deci ăsta e de la Flormar, din Turcia, de acum 4 ani de zile. 5 ani. 4 ani. De 4 ani l-am de când eram acolo și nu reușeam să-mi usuc unghiile repede. Este un spray care îți usucă unghiile. După ce te-ai dat cu ojă, vii cu el. Continuăm. Ce mai am aici? Acetonă. Un gel de dureri. Un ulei pentru bronzare. Bun. Am aici un deodorant, acid glicolic. Aici iarăși am asta cu pensule, cu un ruj, doamne cum arată, cred că a fost prin toate trusele. Nu e al meu. Cred că l-a dăduse în cadou și din greșeală l-am luat. Pensule. Încă un creion de ochi. Un ruj. L-am băgat la rujuri. Un elastic și un bețișor de ochi. Serios. Bun. Continuăm. Asta e o chestie pe care am luat-o de pe Shein. Pentru palete. Să pui paletele. O să încerc să văd dacă pot să bag în dulap. Mai am încă un deodorant. Doamne ferește, uitați cum arată crema asta. Deci uitați-vă și voi, că e din aia care se ia. Uitați-vă și voi ce i-am făcut. Dumnezeule mare. E o cremă cu cărbune, cremă, mască cu cărbune. După aia. Am parfumul pe care l-am primit, dar nu l-am deschis încă, pentru că am multe deschise și nu vreau să le... Așa, asta e un spray de păr.
încă un deodorant. Asta este, doamne, cum arată și asta, ultimul hal, vitamina B12. Asta, cred că e terminat deja. O paletă de make-up pentru pen. Un parfum, tot așa, pe care l-am primit. Încă un deodorant. Doamne ferește, am un problem, mă văd. Deodorantele. O cremă de cod, asta am de mult timp. Un parfum. Încă un parfum. Încă o pensulă. Nu știu ce fac cu atâtea pensule. Asta e o chestie de pus tot așa, pensule, produsele, adică încă o pensulă. Asta este un eyeliner. Oh, un eyeliner vechi de la farmacie. Cu asta nu prea m-am împăcat din cauza formei. Am câteva oje. De unde sunt ojele astea? Ah, de la farmacie. Asta e de la farmacie, asta e de la Golden Rose. Asta e tot de la farmacie. Asta este o vitamina D3. Ia să le punem aici. Mai am de la NutriPlus vitamina C. O pereche de ochelari care sigur nu e, da, nu este aici. O altă parte. Încă o cremă de corp. Încă o cremă de corp. Asta e pe terminate, văd că. Da, aștept să vină vara, că ai pus clipici. Gumă. Reviving oil. Asta e ulei pentru căderea părului. O cremă de ochi. Mostru, de fapt. Încă un nuciu de buze. Încă un ruj. După ce termin cutia, vă las ca să le aranjez. Și revin. Asta e tot gel de dureri. Și revin că în halul ăsta, ce mai aici? Creioane de ochi. 3 creioane de ochi. O cremă de față. O cremuță de mâini. Asta e un parfum. Nici pe asta nu l-am deschis, că am foarte multe și nu îl deschid. Încă un deodorant, dar asta e din ăla. Nu. Nici pot să-l deschid. Da. Nu merge deschis. Asta e tot un suport pentru pensule și alte chestii. Aici iarăși am un suport în care am o grămadă de mostre de parfum și de-astea de ochi, picături de ochi. Uf! Încă o ojă. O luminare parfumată. O perie de păr. Tangle Teaser. Asta e o loțiune de corp. Ia să vedem cum aici. Încă o loțiune de corp. Doamne ferește, am un problem, văd că cu loțiunile. Eu abia cum realizez. Un spray de fixare a machiajului. Asta cred că o să-l pun tot aici la make-up. Așa, ăsta este un CC cream. Un parfum de la Victoria's Secret. Și ăsta e foarte fain. De la Montale, foarte mișto, miroase. Bine, gălgie de bani. Pensule, iarăși felul de pensule. Iarăși încă un luciu de bule. Tot aici la luciuri îl bag. Asta e o dasă de make-up, dar mi s-a spart. Pentru... Așa, ață dentară. Un clește pentru gene. Și ia să vedem. Ia uite, m-am și murdărit. Am ceva mostre de fond de ten. Asta e pentru vară. SPF și un pic de culoare. Uleiuri esențiale. Asta e cutia de la ochelarie. Cred că sunt chiar acolo, nu într-o. Iară pensule. Și ce mai am aici? Încă o pensulă. Încă o ojă. Asta de gene, mascara de gene. Și ce mai avem? Un creion de buze și un creion de ochi. Și cam atât. Hai ca să le aranjăm pe astea și după aia vedem.
mi-a făcut inventarul la produse. În principiu mi-a dat și eu seama ce am, ce nu am, ce nu mă trebuie. Mergem mai departe la cealaltă cutie pe care o am, că nu s-au terminat aici. Și știu ce fac, am să le pun din prima, că acum știu cum le-am așezat. Știu unde ar trebui să intre fiecare. Asta este tot un șampon uscat. Deci am pus așa. Ați văzut, da? Asta este chestii de păr cu fixativul. Da. Asta este, cred că i-a pus sora mea pe el, că nu mai am de mult. Eu era un spray de desfăcut și părul. O spumă de fixare. A, așa iar am. Dați că vedeți aici. Tot așa make-up. Iară cremă de corp. Doamne, deci am o problemă cu cremele de corp. Eu acum văd. Și încă mai vreau să-mi cumpăr. Zică. Da, hârtie igienică. Tot un suport din ala. O pastă de dinți. Pasta unde o supun? Pune mai ceva. Igienă. Un elastic de păr. Asta de la Dyson. Un piept în care mi s-a rupt. Ăștia să-l arunc. Încă o hârtie igienică. Super. O brățărică. Și ce mai am aici? Nu știu ce mai am. O desfințăm pe asta, că oricum nu are ce să caute. Aici este gentuța de make-up pe care o foloseam înainte, dar acum nu o mai folosesc prea des. Unde am? Oh, oh, doamne, și s-au și mărgărit astea aici, cum le-am ținut. Da. Hai să vedem ce avem și în gentuța asta. Asta mă luam la rujuri și după aia chiar am să număr să văd câte rujuri am în colecția mea. În gentuța asta mai am un fond de ten. Mai am încă un ruj. Le și șterg o dată cu ocazia asta. Încă o pensulă. Aici mai am pensulici. Mai am două mascara. Încă un ruj. Deci am un stilou. Nu știu ce să fac cu el acum. Încă o mascara de sprâncene. O, din asta de tăiat genele sprâncenele. Ăsta e un adeziv de gene, da. Cred că l-am de mult și trebuie să-l arunc. Mai bine l-arunc. Așa, și încă o ojă pe care o supun în partea de jos, unde am pus ojele. Bun. Să vedem ce mai avem. Mai avem aici un suport de pensule. Șervețele umede, un far de make-up. Opa! Aole, unde-i zburat? Luna, dumne-le înapoi. Uitați că mă caută. Mă caută cineva. Da. Mai departe, nu știu ce e asta, sora mea. Șervețele uscate, un elastic de păr. Rujuri. Și rujuri, care sunt pline de pudră, de... Ce-a fost, frate, în geanta asta? Tornadă. Adică am vrut să vă arăt și pe Luna. Luna, ce faci, dragă, acolo? A? Ți-ai găsit un achisor acolo? Uitați cum vezi. Alte pensule. Care le bat tot aici. Și mergem mai departe la această cutie care, cred eu, sper eu, să se termine destul de repede. Și am aici asta de dormit. Nu e de dormit, doamne, iartă-mă. De pus pe ochi, ca să nu mai fi, să nu mai pare obosită. O baterie externă, absorbante, mamă, ce mai am aici, wow. Șervețele de demachiat. Eu nu știu când mai termin. Un săpun solid. Încă un deodorant. Ba, să nu știu unde să le mai pun, frate. Câte deodorante am, nene? Încă o asta de gume, o cutie. Pensule, din nou pensule. Sunt tot acolo la pensule. Aici am încă un parfum. O să-l pun aici. Încă un parfum. Îl pun tot aici. Un spray de corp. Nu știu cum să-l mai pun. Nu știu dacă mă încape. Uite așa. Ten.
ten păr și alte minunății. O cremă de față. Haideți să vedem ce, cum le mai aranjăm pe aici. Că deja mă pierd. Asta este o oglindă pe care cred că o să o țin pe birou totuși. Pentru că este important să-ți vezi machiajul și de aproape. Iarăși aici mai am un parfum pe care încă nu l-am deschis. Ați văzut că am deja deschise câteva. Și cred că ar fi ultimul parfum. Restul am, dar le-am prin genți, am prin casă. Mai am aici un spray de corp, care bineînțeles că nu mă încape. O să-l bagăm ăsta de jos. Aici este un ser pentru ten. Ochelari de soare. Ăștia, nu știu unde să-i pun și pe ăștia. Cred că o să-i ții totuși în camera cealaltă. Încă o paletă de make-up. Da, să vedem dacă o mai folosesc pe asta. O cremă din America, am luat-o din asta pentru picioare. Asta nu s-o bag, o bag și pe asta, pe asta, o bag în ultimul raft. Cu creme și cu loțiuni și cu astea. Astea sunt foarte multe suporturi, am foarte multe suporturi. Le-am luat pentru că înainte aveam foarte multe produse. Asta ce este? Asta este o pudră nouă, super. O bag aici. Iarăși un suport cu niște trăznăinele. Paletele de make-up. O să fac o paletă de make-up că am multe. Și uitați-vă și voi. Ce am aici? M-am picat. Astea sunt toate paletele de make-up. Uite așa. Nu mai știu cum să le văd. Sunt cam distruse cei drept. Cred că o să renunț la unele dintre ele. Las că le mai țin, că cine știe cum am nevoie la o chestie. Că eu nu am mai făcut. Uite, asta e distrusă. Bun. Deci paletele de make-up ar trebui să stea undeva frumos aranjate. Dar unde? Eu am cam ascuns totul. Asta este o mască de noapte de față. Foarte mișto. Și uitați-vă și voi câte mai am de pus și nu știu unde să le mai pun. Ce mai e? O lumânare, încă un piaptăn. Nu e piaptăn, asta e perie de păr. Pun tot aici. Ce mai am aici? Clipici de ochi. Un ser de față. Ăsta îl pun tot aici. Așa. Asta e tot o chestie de... asta e tot mască cărbune. O pun aici. Asta e o cremă de corp. Mai am încă una. Bravo, Bibi. Am avut-o și... pe asta am avut-o și varianta mare. Păr de faină, dar e foarte scumpă. Așa, iarăși. Rujuri. Rujuri. Două rujuri așa. Batoane. Ce mai avem pe aici? Asta e gel de curățare feței. Punem aici. Încă un parfum. Asta e Midnight Muse. Îmi place mult de tot ăsta. Îl băgăm acolo la parfumele. Cred că la parfumul am cam terminat. Mai am, v-am zis, dar sprinciți și ăsta e de dormit. Le punem pe perină. Gata, ok, la parfumuri nu mai avem să mai căutăm acolo. Aici iar o ochelari de soare. Încă o cremă de mâini. Îmi pun tot acolo la cremuțe. Cred că cu cremele am terminat. Momentan. O să o închidem. Mai avem produse de make-up aici. De-asta de conturarea feței. Baton cremos. Pentru blush și pentru așa. Și fond de ten. Nu vedeți să le punem acolo. Încă un creion de ochi. Încă un tuș. Încă o pensulă. Ca să le pun pe tot acolo. Încă un tuș mai vechi. Asta e ser pentru creșterea genelor, ulei de cuticule, niște gene false, poate le bag acolo că în momentan nu mai folosesc, un ruj, da, le bag acolo, și mai avem make-up, bam, 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 un burețel, astea sunt farduri, asta este o mostră cu gama noastră de la Russell Face. Încă o paletă de conturare. Am tot acolo. Încă un ruj. Super! Încă un ruj.
Un ser din ăsta e foarte bun, multifuncțional, foarte bun la multe chestii. Așa, sclipiciuri. Sclipicele astea nu știu ce să fac cu ele. Eu le țin, le arunc, mai fac dacă mai merg la un festival sau ceva. Și mai am cheile de la casă, ceva brățări de la farmacie din Spania, cred că le-am. Asta e pentru burețel, uite. Pot să-l pun așa, ca să nu-l puțin și-l bag aici. Am obosit. Însă trebuie să le duc pe dincolo. Da, niște căști, niște OB-uri din Anglia, niște șervețele din astea pentru semnele de pe față, o din asta electronică, așa e de ceva remitică, ceva uleiuri de corp, de față, de... Nu. Eu am glumit, dar Luna chiar a adormit în coș. De ce ai adormit așa, pe bune acum? Și gata! Este... Așa am aranjat. Ați văzut, da, cum am pus aici toate prostioarele. Da, nu sunt prostioare, sunt lucruri folositoare. Tot felul de chestii. Și zona de make-up. Și aceasta sunt eu. Asta am fost eu astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper că v-a făcut o plăcere să vedeți cum arată puțin așa din căsuța mea. Ne vedem la următorul vlog. Pa!